Salut, Rexio! Sunt aici. Ce facem în continuare? Rexio, Rexio, o veste bună! Iată noi, prieteni, sper că lupul cel rău... Trei berbeci în bârlogul lui din sud. Ne întâlnim! Rexio, cineva te așteaptă 8 minus 6 pași la est de aici. Mai departe... vă rog, trebuie să cauți poenița din pădurea unde sunt mai puține furnicare decât pietre. Cineva te va aștepta. Mai departe... Vă rog! Dar despre ce este vorba? Eu nu știu nimic. Trebuie să cauți poenița din pădurea unde sunt mai puține furnicare decât pietre. Cineva te va aștepta. Grrr. Hmm, poate îmi vor folosi. simt Vă rog, oare noi ne cunoaștem? Ceva nu e în ordine. Ceva nu e în ordine.

Extra timp! Perfect! Îl simt perexiu. Vă rog, cheia te așteaptă în casa aflată la șapte pași de aici. Mai departe? Vă rog. Iată cheia. Succes. Mai departe? Ei, ciudat. Intru. Nu așa de repede, drag Alexiu. Vrei să eliberezi o strategie. Te rog, dar mai întâi va trebui să rezolvi aceste probleme. Să începem. Bine, bine. Timp? Start. Prea mult. Rândul e câștigat. Rândul e câștigat. Prea puțin. Am reușit. Am rezolvat toate problemele tale, lupule. Să-ți spun ceva. Nu mă așteptam la asta de la tine, dar înțelegerea e înțelegere. Plecați din ochii mei, cel puțin pentru moment. Deci aici sunteți păsărelele mele. Lasă-mă în pace, pentru că altfel o să ai de-a face cu mine. Cu tine? Ha-ha! Să ne înțelegem. Îți spun atâtea întrebări câte animale scoți de aici. Răspunzi corect, trece un animal. Răspunzi greșit, animalul se întoarce cu mine. De acord. Iată întrebarea. Câte dreptunghiuri sunt în desen? Greșit. Bă, bă. Trebuie să fie. Următoarea întrebare. Dă rezultatul înmulțirii 2 ori 5? E, eh, ai reușit. Următoarea întrebare indică ecuația în care x egal șase. Eh? Ai reușit! Buh, ha, ha. Nu te bucura așa, ne vom mai întâlni Salvezi toate animalele pe care l ai închis Cum? Juma-juma, să spunem Mă duc să văd dacă sunt vești noi Ești gata pentru următoarea expediție? Unul dintre emisarii noștri a descoperit că lupul cel rău ascunde patru berbeci În bârlog la nord de aici ne întâlnim. Rexio, du-te la barză. Ea știe ceva. Foarte bine! Hmm, poate îmi vor folosi. Vă rog, pentru a ajunge la bărlogul lupului trebuie să obții cheia. Prietenul meu grădinarul trebuie să știe ceva despre asta. Locuiește într-o casă mare la nord de aici. Îl recunoști după lopată și greblă. Succes. Foarte bine. Vă rog. Cheia de la casa lupului? Da, știu că a găsit-o în șoarece. Locuiește în pădure, la est de aici, în locul unde crește o ciupercă și se află o piatră. Succes! Mai departe? Ceva nu e în ordine. Îl simt perec, Cheia de la casa lupului? Știu că a găsit-o în șoarece. Locuiește în pădure, la est de aici, în locul unde crește o ciupercă și se află o piatră. Succes! Vă rog, eu, eu nu știu nimic. Cheia de la casa lupului? Da, știu că a găsit-o în șoarece. Locuiește în pădure, la est de aici, în locul unde crește o ciupercă și se află o piatră. Succes! Ceva nu e în ordine. Bă, ha, -ha, -ha. Îl simt perexio. Rexio. Hau, hau, hau. Vă rog, scuză-mă, dar nu știu nimic. Ajutor! Despre ce e vorba aici? Sarcina ta este să ajungi la bărlogul lui... Vă rog, despre ce e vorba? Eu nu știu nimic. Extra timp. Perfect. Vă rog. Hmm, să mă gândesc. Nu, nu știu nimic. Vă rog. Noi ne cunoaștem? Revin. Cum? Nu e bine. Acest lup este un adversar dificil. Mă duc să văd dacă sunt vești noi. Elib. Ești gata pentru următoarea expediție? Tocmai am aflat că lupul cel rău a întemnițat trei berbeci, dincolo de pădure, la est de aici. Fug înainte. Rexio, prietenii noștri știu cum să obțină cheia. Unul dintre ei te așteaptă exact la șase pași est de aici. Foarte bine! Hmm, poate îmi vor folosi. Vă rog! Salut, Rexio! Du-te acum 3 pași la sud și apoi patru la vest. Acolo te așteaptă următoarea informație. Fii atent la lup. Mai departe? Vă rog! Găsește locul unde numărul de pietre este mai mare decât numărul de butuci. Te aștept un pas la sud de acest loc. Un prieten. Foarte bine. Simt Îl simt perexiu. Trebuie să fiu mai atent. Ceva nu e în ordine. găsește locul unde numărul de pietre este mai mare decât numărul de butuci. Te aștept un pas la sud de acest loc. Un prieten. Vă rog, iată cheia pentru bârlogul lupului. Succes! Mai departe, Intru! Ai venit să-i animalele, da? Bine, îți dau voie numai dacă rezolvi șase probleme propuse de genialul meu, Insectocomputer. Atenție, start! Merg cu voi! Așteptați-mă! În picioare! L Mai repejor? Mai repe... Așa este! Așteptați-mă! am! Mai așteptați-mă! Acum. Îl am. Acum. De unde știai? În picioare. În picioare. Îl am. Așa este. Merg cu voi. Mai repesor. Mai repejor. Nu știi ce să... Îl am. Îl am. Mai repejor. Mai repejor. Nu știi. Acum. Mm Bine. Îl am. În picioare. am. am. Nu a fost așa de greu. Aș putea spune genial în simplitatea lui. Deschide colivia. Peloc, loc. Credeți că l-ați păgălit pe lup? Lasă-mă în pace, pentru că altfel o să ai de-a face cu mine. Cu tine? ha Răpun următoarele. Eliberez câte un animal pentru fiecare răspuns corect pe care îl dai. De acord. Iată întrebarea. Găina avea opt ouă. Din neatenție a spart 6 E, eh, ai reușit. Următoarea întrebare. În care mână ține florile pentru Diana? E, eh, ai reușit! Următoarea întrebare. Indică ecuația în care x egal 5. E, eh, ai reușit! E, eh, ne mai întâlnim! Cum? a mers ca pe roate. De data asta lupul nu mai are nimic de spus. Mă duc să văd dacă sunt vești noi. Trimite animal. Rexio, Rexio, ai auzit despre cursa anuală de tauri din Pamplona? E o sărbătoare în Spania. Am primit o scrisoare că anul acesta au jubileu și vor să uimească publicul. Am propus să le trimitem doi berbeci. Sunt încântați. Te-ai descurcat bine. Peloc, credeți că l-ați păgălit pe lup? Ce mai vrei de data asta? Ți-am pregătit întrebările. Ce spui de varianta un bilet pentru un răspuns corect? Te-am rezolvat. Iată întrebarea. Ce cifră este? Eh, ai reușit. Călătorie plăcută. Următoarea întrebare. Pe ce parte se află volanul la majoritatea autovehiculelor în România? Din păcate, nu. Bă, bă. Trebuie să fie. Da, perfect, perfect. Cum? Juma-juma, să spunem. Mă duc să văd dacă sunt vești noi. Citește ilustrata. Citește. Hmm, o ilustrată. Este o nouă ilustrată din Spania. Dragă Rexio, cursa a fost reușită. Întreaga Pamplona este foarte mulțumită. Împreună cu măgarul Diego, care și el a luat startul, ne bucurăm de onoruri și respect. Mulțumiri! Al tău prieten, Berbecul. PS. Salută-l pe Don Motan. Urmă, revin. Trim Rexio, Rexio, ascultă acest anunț. Școala de surfing din Honolulu angajează în Hawaii trei berbeci. Că ca instructor de dans hula, apariție plăcută. Crezi că subalternii noștri se potrivesc? Desigur, da. Peloc, credeți că l-ați păgălit pe lup? Lasă-ne să trecem. Mă tem că din nou va trebui să răspunzi la câteva întrebări. Întreabă, te rog. Iată întrebarea. Care e rezultatul operației 9 plus E? Ai reușit! Călătorie plăcută! Următoarea întrebare. Ce mână vezi în oglindă dacă ridici mâna dreaptă? E? Ai reușit! Drum bun! Următoarea întrebare. Câte dreptunghiuri sunt în imagine? E, eh, ai reușit! Drum bun! Să-ți spun ceva. Ne mai întâlnim noi. Cum? A mers ca pe roate. De data asta, lupul nu mai are nimic de spus. Mă duc să văd dacă sunt vești noi. Ajutor! Citește ilustrata. Hmm, Cite o ilustrată! Este o nouă ilustrată din Spania. Dragă Rexio, cursa a fost reușită! Întreaga Pamplona este foarte mulțumită! Împreună cu măgarul Diego, care și el a luat startul, ne bucurăm de onoruri și respect. Mulțumiri! Al tău prieten, Berbecul. PS. Revină în curte! Trim Rexio, Rexio, a sosit o telegramă de la Roma. Barbarii la porți, stop, trimiteți gâștele sau alte animale de rasă, stop, pentru a ne avertiza din timp, stop, nu este timp de pierdut, le trimitem imediat acolo. Un berbec. Și ce cu asta? O idee minunată, prietene. Ne întâlnim din nou, dragă Rexio. Lasă-ne în pace să ne ocupăm de ceva util. Mă tem că din nou va trebui să răspunzi la câteva întrebări. Te-am rezolvat. Iată întrebarea. Christopher avea zece gogoși. După ce a mâncat cinci, câte i-au rămas? E, eh, ai reușit. Drum bun! E, eh, ne mai întâlnim! Cum? A mers ca pe roate. De data asta, lupul nu mai are nimic de spus. Mă duc să văd dacă sunt vești noi. Hmm, o ilustrată! Este o nouă ilustrată din Hawaii. Iubite Rexio! Hawaii! Hawaii! Exotic tărâm! Camila care ne-a adus din Egipt este o dansatoare născută de Hula. Împreună am învățat toate mișcările, iar școala noastră se bucură de mare succes. Salutări! Trimit trei berbeci veseli! PS! Honolulu îți taie respirația! Revin! Revin! În curând mă voi întoarce! 哈哈。<laughs>